Poliția anunță că a identificat unul dintre autorii alertelor false cu bombă înregistrate luni. Reprezentanții IGP refuză să ofere alte detalii despre suspect în prezență, întreprind măsuri de investigare și de identificare și a persoanelor care au comunicat despre plasarea obiectelor explozive prin intermediul poștei electronice, declară închetatorii. Luni au fost înregistrate două apeluri privind alerte false cu bombă. Făptea și-au comunicat că obiectele explozibile au fost plasate în 43 de locații, dintre care 23 în Chișinău, 13 în Bălț și șapte în Găgăuzia. De la începutul anului au fost 43 de alerte cu bombă în care persoane necunoscute au anunțat despre plasarea de obiecte explozive la 207 de locații. În urma verificărilor nicio informație nu s-a deverit. Înștiințările au fost atât telefonice cât și prin intermediul poștei electronice. Potrivit poliției, apelurile telefonice au fost efectuate de persoane din țară, iar mesajele transmise pe e-mail sunt din afara țării. Ofițerii de investigație au acumulat probe în toate cazurile și le-au transmis procuratorii generale. Autorii riscă amendă de până la 42.500 de lei sau până la 2 ani de pușcărie.